Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Înapoi în țară, două polițiste din Suceava. Ce făcură? Și mai mulți funcționari de la Mediu și Finanțe au fost arestați după ce au furat din camera de corpuri delicte a poliției aproape 1000 de litri de alcool. Asta e bun, eu nu i-aș condamna pentru nicio. Asta. Și trei undițe. Aici... Acolo au greșit. Pentru că nu poți merge la pescui fără băutură, să spună pescarii care sunt pe frecvență. Nu o să recunoască niciodată. Deci vin cam 300 de litri de băutură la undiță. Ai văzut că gențile alea de pescuit au întotdeauna un zgomot de sticlă? Am văzut, am și auzit, am și fost pescar într-o vreme. Deci alcoolul era pus, cum ar veni, l-a învechit în camera de corpuri delicte. Când polițistele s-au gândit că e păcat să lase atâția litri de alcool în condiții precare, să nu se altereze. Se strica, mă, poate că era la limita termenului de garanție. Și au fost prinse în flagrant când vindeau băutura. Aveau 940 de litri de vândut. Fiind băutura artizanală. Da. Asta înțeleg, nu? Păi, nu știu, uite, adică sincer, era, nu știu dacă... era de casă, nu era... Cred că da, habar n-am. Aia nu știu dacă ați remarcat, se evaporă alcoolul din ea, că nu e bine îmbuteliată. N-ați pățit la vișinată? Tu așa ai zici, Oanei? Am pățit la... Da, la vișinată? La vișinată. E mai, e mai dulce, înțelegi? Ce bei, mă, și se, și mai dulce, se evaporă mai repede. Da, da. Dar care mai... Caisata, vișinata, fragata sau care îți place cel mai mult? Vișinata. Vișinata. Și afinata, și fructe, vișinata de pădure, gata. Da. Da, da, da. Dar de ce vișinata? Nu știu. Pur și simplu e mai bună. Poți să le spui ascultătorilor că m-ai rugat să-ți cumpăr lichior de pepene? Și de ce să le spun eu? Spune-le tu. Dă-te în fapt. Am băut la cineva un lichior de pepene galben, adus din Italia. Da. Foarte bun. Am căutat în România, am găsit un singur producător, un singur model. Decent. Poți să pentru care poți să povestesc Vlad... că mi-ai trimis poză? Da. Și deci, îmi dai voie să povestesc. Te rog, că nu n-am discutat înainte, nu te-am întrebat. Da, Luca, el îmi dă când află că umblu pe undeva, el are diverse locuri din care aduce chestii. Uh-huh. Cum a fost atunci când am fost la Viena și mi-a trimis poză să i-aduc bomboanele alea albastre Mozart, dar nu prea, de zi pe nu te descurc. Asta e poveste veche, deja s-a rezolvat. Și nu le-am găsit. Și acum eu fiind, mi-am mai cerut diverse lucruri pe aici pe acolo. Problema e că eu călătorind cu, în general, numai cu rucsa, cu un weekenduri de genul ăsta, doar de la aeroport pot să cumpăr, că da, de altundeva n-am unde. Dar să nu uităm, fac o paranteză, că și eu întorc favorul, ți-am luat mirodenii indiene de în Spania sau nu mai știu de unde. Ți-mi minte când ți-am adus niște... Da. Nu, ți-mi minte, dar îți mulțumesc foarte frumos. Vezi, bă, cum e omul, și eu m-am dus special pe o stradă unde era un magazin indian, am umblat, dar mă nebunit. Era un magazin Temu în Spania. Cașmirii chili mi-ai luat. Cașmirii chili, bravo. Foarte bun cașmirii chili. Am vrut să zic și am uitat. Da. Îți aduc puțin. Vrei că la o linguriță îți ajunge un an? Da, știu. E genul ăla de și îmi trimite poză, zice, dacă tot te duci în Italia. Te rog eu frumos, caută acest lichior de pepene galben. Și mi-a trimis poză cu sticla de lichior de pepene galben. Bă, zic, numai de la aeroport, dar zice, vezi dacă au la aeroport. La aeroport am intrat, ne grăbeam, da, aveam o obligație. Așa că m-am oprit la magazinele alea de ce sunt ele pe acolo și i-am trimis poză. Zic, am găsit, n-am găsit firma pe care o vrei tu, marca pe care, am găsit aceste două modele. Astea sunt. Și zice, bine, ia-le pe amândouă. Dar n-aveam cum să-mi dau seama dacă... Băi, nene, dacă mie mi-a făcut mult de tot un lichior de pepene galben, care nu se găsește la noi, am luat de la noi unul care nu prea-mi place. Și acum Vlad mi-a oferit două variante. Nu era normal să-l rog să le ia pe ambele, eu neștiind care o fi aia mai bună? Da. Greșeala era că eu mi-am dat seama momentul în care mi-a răspuns ia-le pe amândouă, pentru că îi făcusem poză, eu începusem să fac poze când am intrat în aeroport. La tot ce era lichior de ăsta de pepene galben, eu am făcut poză. Asta prima era la intrare, înapoi cu vreo 20 de minute. Mă zic, asta nu mai asta am cum să ți-l iau, ia-l pe la mai scump, zice. Bine, slavă cerului, ăla mai scump era ăla lângă care eram. Așa că... Eu când am de ales între două produse, de-astea vorbim, nu... Între două produse și nu știu pe care să le iau, le iau pe întotdeauna pe ăla mai scump, că în principiu sunt șanse mari să fie mai bun. Și a venit și mesajul minune, așa cum mi se întâmplă lui Luca aproape de fiecare dată. În septembrie vin acasă, ne scrie George. Luca, zi marca că-ți aduc eu un lichior, vorbesc serios. Uite, bă, băi, și-a schimbat fața aici. Ce zâmbet frumos are!
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.